Lucrurile vor lua o întorsătură neașteptată și dramatică pentru familia Eren, care va ajunge din nou la ruină. După ce sengul va pica în capcana pusă la cale de rivalele sale. Diabolicele aila și gonul, care s-au aliat pentru cea mai aprigă răzbunare. Sengul va pica din nou pradă propriei sale naivități și dorințe arzătoare de a se îmbogăți, și în cele din urmă, va pierde tot și va duce familia la ruină. Dornică să aibă cât mai mulți bani și cât mai rapid cu putință. Sengul va încheia încă o tranzacție buclucașă și va merge să-și anunțe familia că în sfârșit li s-a schimbat soarta în bine, fără însă să-și imagineze ceea ce avea de fapt să-i se pregătească. Între timp, Zehra va întâmpina din nou mari dificultăți din cauza fratelui ei, care va reîncepe să o terorizeze cu reproșuri și o va obligă să i plătească datoriile acumulate. Tânăra va recurge la gesturi neașteptate pentru a strânge suma de bani cerută de fratele ei însă Tolga o va surprinde și ei va cere socoteală pentru comportamentul ei. În vreme ce Sengul le va da vestea cea mare membrilor familiei sale, strânși în jurul unei mese mari, bucuria lor se va transformă brusc în cel mai negru coșmar, deoarece își vor face apariția Aila și Gonul, care le vor spune răspicat să plece cât mai rapid din casă deoarece ele sunt noile proprietare ale casei, deoarece Sengul tocmai ce și-a vândut casa de la extaz la agonie, membrii familiei Ren vor avea un șoc și vor încerca să descopere cum a reușit sengul să-i ruineze din nou.